Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri, 22 ianuarie 2016, zi în care, în sfârșit, alături de noi este Dana Humor. Săptămâna trecută tot ea trebuia să fie, dar au alte câteva probleme. Da, o văd bine, sănătoasă. Bună dimineața, Dana, bine ai venit alături de noi. Bine te-am găsit. Ce faci, cum au trecut sărbătorile? Wow, de atunci nu ne-am mai văzut? Da. Bine, foarte bine și peste el nou și peste el vechi. M-am odihnit, a fost totul în regulă. Astea peste el vechi le-am petrecut, că am fost la Drăgușeni. Astea peste el vechi au fost, cum să spun, au fost și cu un pic de zăpadă. Adică da, chiar au avut chiar zăpadă. Cu zăpadă și un pic de ger, un pic mai mult ger, că am cam înghețat pe la Drăgușeni. Dar a fost frumos. Am înțeles. Da, uite așa, cu un pic de zăpadă și... și tot au fost ceva probleme în județ la noi, sau cel puțin presa centrală a relevat că avem mașini blocate, avem de-alea... nu, eu vreau să scot în evidență că așa, sărbătorile cum le-am avut noi, dar tot s-a lucrat în ele, adică n-au apărut ziarele, dar primele informații da, le-am cules da, 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 păi am lucrat a doua zi de Crăciun, au fost nu știu ce evenimente, parada obiceiurilor de iarnă, a doua sau a treia zi, deci noi oricum am lucrat, n-a apărut ziarul, dar materialele se strângeau. În noaptea de Revelion s-a lucrat. Pagina de internet funcționează. Exact, și a fost actualizată în permanență. Nu, din punctul ăsta de vedere, dacă m-ai întrebat dacă am avut vacanță, a fost o vacanță așa, dar nu... Păi nu, ai zis că te-ai odihnit, dar comparativ cu ce în perioada asta? Cu restul timpului, nu că da, m-am odihnit așa, nu n-am mai știut nimic de muncă și de ziare. E, ce bine ar fi să fie așa. Măcar cum au fost cele două săptămâni aproape legate, de care unii au avut cum să profite ca și săptămâni de vacanță. E, nu e același lucru pentru toată lumea, ci e drept, dar până la urmă am biruit, am trecut cu bine peste aceste sărbători, am intrat în nou an 2016, aici avem sumedenie de lucruri noi, mă gândesc începând de la nou cod fiscal, la faptul că e an electoral și asta presupune două rânduri de alegeri. Foarte greu, două rânduri de alegeri, dar e ceva complicat, așa interesant. Încă nu s-a anunțat data alegerilor locale. Este propusă pentru 5 iunie, parcă. Ieri am văzut, era o propunere de hotărâre de guvern. Cât mai avem? 6 luni, 5 luni. Și 5 luni, că dacă e 5 iunie... Și campania electorală... Păi stai așa, 5 iunie propus, e luna 6 iunie, da? Practic sunt 5 luni, din care una aproape că s-a dus. Da, ianuarie e gata, februarie e scurtă, în dată vedem, mergem la urne și stăm până dimineață la numărat voturile. Nu, acum vreau să spun următorul lucru, că mai sunt 3 luni, adică dacă e propus și se anunță că e 5 iunie, da? Păi e ianuarie, februarie, martie, april, mai. Ianuarie e gata, Max. Ianuarie e gata, în 20 rămân și... 4, da? Da. PSD-ul încă nu și-a anunțat candidatul pentru primăria municipiului Suceava. Au timp. Mai în afară de Ion Lungu, mai candidează cineva? Da. E din partea PNL-ului. Ioan Bălan, da. Da. Vedem. A anunțat că va candida. Vedem din partea cui candidează Ion Lungu. Și asta e foarte important. Dacă va candida independent sau susținut de vreun partid. Dar că era perioada în care, doamne, nu, lasă că anunț, eu am timp, nu-i problemă. Până în momentul de față pare una dintre cele mai... vizibile și... Da, dar mă, și pe actuala conjunctură e și mega avantajat. De regulă... Primarul în funcție are un mare avantaj, mai ales în ecuația asta, cu vot dintr-un singur tur. Da, cred că nu sunt... nu există posibilitatea foarte mare să se schimbe legea până la alegeri. Dar eu pun următoarea întrebare. Când au făcut legea aia a traseiștilor politici,
Știa toată lumea că încalcă... Că e neconstituțională, da? Și că va pica după ce își va face efectele. A picat după ce și-a făcut efect. Eu, aici vorbim de alegeri, e puțin riscant și nu cred că va risca premierul Cioloș. Dar premierul Cioloș ce riscă? Că el nu riscă nimic, el nu e un politic. Imaginea, mare, la care pare să țină destul de mult. Nu te supăra, din contră aș spune, dacă ar băga ordonanța ca alegerile să se facă din două tururi, asta nu poate fi decât în avantajul cetățenilor. Da, dar nu poți să spui că e în avantajul cetățenilor când încalcă o lege. Nu știu. O lege strâmbă pe care au dat-o ei. Da, pe care au votat-o în Parlament, dar nu... Cu toții. Nu știu foarte clar dacă în an electoral mai poate fi modificată o lege electorală. Din câte știu eu, există o recomandare că nu, dar nu știu dacă e doar recomandare sau interdicție. Trebuie să mă lămuresc. Da, întru totul de acord, dar vezi tu, întotdeauna, din punctul meu de vedere, mai există și niște excepții de la asemenea situații, iar ceea ce au votat ei în Parlament... Au votat prost din prima... Nu, intenționat strâmb au votat, da, pentru a-și face, a-și crea ei un avantaj, adică partidele astea mari, da, să-și conserve puterea politică, da? Da, intenția lor este corectă, numai că dacă stai stai. Nu, din punct de vedere al lor. A. Nu al democrației sau al reprezentativității. Că dacă mergem noi trei de aici din studio, patru, mergem la vot și două voturi sunt pentru un candidat, un vot pentru alt candidat, celălalt pentru următorul, cel cu două voturi câștigă alegerile. Nu contează că din toată populația Sucevei doar noi patru am mers la vot. Și iese primar o persoană care are în spate două voturi. Până la urmă, știi, spui că nu există reprezentativitate, că în condițiile în care sunt foarte mulți candidați, oricum se împart voturile și nu cel care câștigă, din care obține cele mai multe voturi doar la un tur de scrutin, nu are o reprezentativitate foarte mare. Dar până la urmă, n-au decât să iasă oamenii la vot. Corect. Și să-și orienteze votul spre persoane cu șanse. Că așa, dacă o să avem 15-20 de candidați de care până la alegeri n-auzi nimeni și o să ia fiecare câte 4-5 voturi... Da, dar asta știi cum face parte dintr-o strategie de-aia oribilă, dacă mai ții minte cum a fost strategia cu Gheorghe Flutur pe lista Consiliului Județean. Un alt Gheorghe Flutur față de Gheorghe Flutur care... Lista, o listă de partid ăsta. A unui partiduleț de la, nu? Da, da, nici nu mai țin minte ce partid. Vai mama lui, de asta de... Avea membrii cât să încapă într-o cabină telefonică. Sau, mă rog... Da, dar a apărut Gheorghe Flutur pe lista, adică... vezi tu niște nemernicii la care cu siguranță se vor preta... extrapolăm un pic, ne gândim că nu e doar Suceava aici în ecuație, mai sunt și mulți alții. Toată lumea e în aceeași situație, clar. Dar trist este, cu siguranță nu s-a gândit nimeni la interesul cetățenilor. Cele două partide, când au votat cu ambele mâini această lege, n-au avut nici înclin, nici în mânecă cu ceea ce se cheamă interesul cetățeanului sau să se gândească, mă, stai că poate ar trebui să existe o reprezentativitate mai mare. Nu, s-au gândit doar că avem destui primari în funcții PSD cei mai mulți, PNL imediat pe locul 2, probabil aspirații să obțină mult mai mulți decât au acum nu au, ce au zis, conservăm pozițiile pe care le avem deja. Îi scoatem din ecuație pe cei mai mici, ca să nu mai vină să facă jocurile partide de 5-6%, numai că s-ar părea că nu iese tocmai bine cum au calculat ei. Sau, mă rog, liberalii care deja... PSD pare să fie avantajat, dar liberalii s-au trezit într-un final că nu îi avantajează absolut deloc și s-ar putea să aibă aceeași surpriză pe care au avut-o la alegerile, la ultimele alegeri parlamentare, când... Parlamentare sau europene?
La parlamentare, da. Când parlamentare, când câștigase USL pe linie, peste tot. Da. Și au suplimentat locurile în, la colegii, ca, tocmai ca să existe această reprezentativitate. Că dacă ar fi fost după numărul de voturi, la Suceava cel puțin, parcă așa ține minte, câștigase PSD aproape tot. Aproape tot. Cred că dar vezi tu că au mai existat din foarte, foarte puține. Foarte puține alte excepții. Era Ioan Bălan și nu știu dacă nu cumva Sanda Maria Ardeleanu au obținut numărul de voturi ca să-și câștige realmente colegiile. Corect. Dar ceilalți au, au fost cu redistribuiri. Cu... Bun, și Băișanu, că, dar era la USL la vremea da, aia. Da. Dar tot așa, adică numărul de voturi pe care le-a avut Sanda Maria Ardeleanu pe respectivul colegiu au, au arătat că trebuie să fie în Parlament, știi? Adică bă, în da, alte colegii n-au avut atâtea voturi unii care ieșiseră pe locul întâi. Da, avea suficiente voturi pentru a obține un mandat de parlamentar. Da, bun. Acum știi cum tot e istorie, dar prostie e că nu învățăm nimic din istorie. Niciodată. Și uite așa ne rostogolim cam cu aceleași probleme. Eu nu înțeleg de ce nu ia cineva problema asta în, în brațe și să o rezolve, pentru că o spun cu maximă responsabilitate, va genera mii de probleme la nivel de întreagă țară această lege. Cum a generat-o asta cu acum ne crucim, că ne crucim de ce se întâmplă, adică noi votăm să fie vot 300 în Parlament. Și se aproape, da? Și aproape 600. Acum nu știu, poate ori suplimenta și locurile de primari, ori face primar și primar adjunct pentru... Da, mai Dana, da, e total aberant. Statele Unite n-au atâția parlamentari, atâția senatori și deputați cât avem noi. Adică, și totuși, Statele Unite, adică te gândești că standard, spol de democrație, exportatori de democrație. E, cum să spun, îți trimit ambasadori pe aici, prin Suceava, adică sunt primiți ca niște semizei. Deocamdată așa e calculată reprezentativitatea. Un senator... 600. Nu. Acolo s-a făcut o greșeală. Dar și pe vechea lege, un senator la, nu știu, 100.000 de locuitori și un deputat la 50.000 sau la 30.000 de locuitori. Nu da. Mai știu care e gradul de reprezentativitate calculat. Dar... să vedem și eficienți. Eu nu spun Doamne ferește și n-am să spun niciodată că Parlamentul e inutil și că le dăm bani degeaba. Nu, Parlamentul este esența democrației și de aia îi plătim ca să existe un stat democratic. Dar, da, ceea ce spui tu este la nivel de teorie așa și așa eu instituția Parlamentului o văd una extraordinar de importantă. Păi da, este baza democrației. Eu ani la rând am văzut numai ordonanțe de urgență, numai așa se conduce țara. Care e rolul Parlamentului? Rău, bun, prost, așa cum este votat de noi și este esența democrației. Nu, e rezultatul votului nostru, că până la urmă și da, rezultatul noi râdem, domne, uite ce senatori inculți avem. Noi am ales. Da, provin din țara asta. Sunt trimiși de noi, cei mai buni dintre noi. I-am votat. Iar cei care sunt, cu excepția celor care și-au câștigat mandatele la redistribuire, au mult în spate. Ei au fost votați de cetățeni ca să ne reprezinte acolo și să ne facă legi. Și uită-te acum când spune-mi, te rog, cine este la putere și cine este în opoziție. Puterea și opoziția înseamnă nu doar majoritate parlamentară, ci și asumarea guvernării. Care partid de la guvernare? Cine își asumă guvernarea? Păi pare să că în momentul de față e mult mai comod să nu-și asume nimeni. Păi așa pare. Asta nu e în ordine. Ci la ce faci opoziție în Parlament? De drag opoziției, de frumusețea opoziției. Care-i puterea? Dar ai fost la ședință de Consiliul Local, știi care-i... Care-i puterea în Parlament astăzi? Nu e în ordine ce se întâmplă. E foarte ușoară alunecarea asta din democrație pe o altă pantă da. Pe care nu, cu siguranță nu ne-o dorim. Și prin care, din nefericire, noi am mai trecut. Da, dar noi ca țară. Mai devreme,
niciodată nu învățăm nimic. Păi nu, dar asta cum să spun, se întâmplă, cred că e universal valabil pentru orice națiune, până la urmă, cam toți, pur și simplu, parcă nu vor să, își refuză trecutul, așa se gândesc, nu, domnule, nu se poate întâmpla din nou. Deci întreaga Europa, întreaga lume e pe un butoi cu pulbere, dar nimeni nu are luciditatea să se așeze la masă, eventual cu picioarele într-un lighean cu apă rece. Se încearcă acum, oricum situația pe plan european și internațional e foarte deci complicată. Pe plan european mă uit Matei Vișnec în vizita lui la Suceava de ieri, care, cum să vă spun, da, eu cred că ar fi trebuit să suscite mai mult interes decât vizita ambasadorului american, dar, în fine, asta este. Matei Vișnec la Suceava spune așa, Europa se sinucide cultural. N-aș merge chiar așa departe. Mai întotdeauna artiștii au dramatismul ăsta. Darul previziunii, da. Bun, cu previziunea care era bună? Isaac Asimov, nu? Da. Vizionar, în adevărat sens al cuvântului. Dar în cazul lui Matei Vișniec, acesta anunța miercuri la Suceava că scrie o piesă de teatru despre actualul val de imigranți, exprimându-și îngrijorarea că Europa practic se sinucide cultural, după ce a avut două tentative eșuate, respectiv cele două războaie mondiale. Acum, cum să spun, numai să pronunțăm cuvântul război mondial și vreau zic că mă strânge în spate, pentru că orice stai mai că am primit și un SMS, orice război nu poate să aducă decât suferință, decât nenorocire și moarte. Păi, cum să spun, unii așa sunt foarte, ba, și dacă, poate aici nu o să ajungă. Întotdeauna, să ferească Dumnezeu. Mie nu mi se poate întâmpla. Noi suntem, din nefericire, la răscrucea unor mari drumuri, imperii, la capătul unor civilizații. De aici e civilizația rusă, de aici e civilizația europeană. De aici e că am fost ani la rândul dependenți de înalta poartă, adică telea de turci, drept pentru care geografic nu suntem poziționați cel mai bine, astfel încât să spunem că e liniște aici. Orice poziție geografică poate fi exploatată și în avantajul tău. Dacă ai un guvern, un parlament responsabil, o conducere guvernată realmente de interesul național și nu interes național doar la nivel declarativ. Da. Bună dimineața, întrebarea mea nu face parte din tema de azi, dar pentru că în platou este doamna Dana Humoreanu, care în urmă cu mulți ani a scris un articol de copii de la Protecția Copilului Suceava, care au fost duși la familii în alte țări pe timpul guvernării Năstase. Vă rog să o întrebați dacă a mai urmărit cineva ce mai fac aceștia. Mulțumesc! Din când în când m-am mai interesat eu la Protecția Copilului. Există un timp de monitorizare. Dosarele sunt, cred că am întrebat în urmă cu o lună jumate, chiar am întrebat despre acești copii. Dosarele lor sunt la București, la Autoritatea Națională de Protecție a Copilului. Cei care au fost atunci înfiați, la ea nu li s-a pierdut urmă. Aha. Erau, chiar am scris în ce state au fost înfiați, am întrebat chiar la Autoritatea Națională de Protecție a Copilului, atunci era mult mai ușoară comunicarea cu instituțiile statului de la București. Am întrebat despre monitorizarea lor și știu că am și primit toate informațiile pe care le-am solicitat. Da, atunci, cu acei copii despre care am scris, toate lucrurile erau în regulă. Am înțeles. Cred că răspunsul a fost pe măsura
așteptărilor dumneavoastră. Noi revenim la tema emisiunii, deși nu, pă, stimați telespectatori, stimate telespectatori, avem o temă. Noi lucrăm așa în fiecare dimineață cu materialul clientului. Avem știrile din ziar. Acum, poate mulți dintre dumneavoastră abia așteaptă, domne, dar când se pornește cocoșela vis-a-vis de domnul Harasim? Nu mă pornesc din dragul de a mă porni, dar cum să vă spun, la ora actuală... Ai o problemă cu domnul prefect? Poftim? Ai o problemă cu domnul prefect? Nu, mulțumesc lui Dumnezeu. În schimb, spun sincer, din momentul în care a avut acea reacție nepotrivită vis-a-vis de... De tine și de, până la urmă, de cotidianul monitorului de Suceava. Nu, cu mine a avut o problemă. A fost un drept la replică solicitat publicației, redactorului șef, adică dojenitoare. Redactorului șef, dar dacă l-ai citit, ai văzut l-am citit. Că era referitor la mine, nu la problemele pe care le-am ridicat eu în articolul pe care îl scrisesem anterior. Am spus că nu vreau să mai vorbesc foarte mult despre asta. Deja e un subiect la care i-am dat mult prea multă importanță, dar dacă tot ai început, sunt câteva lucruri de clarificat. În ceea ce spunea el acolo, că el nu înțelege care sunt atribuțiile. S-ar părea că acum, în ultima săptămână, a devenit mult mai activ și mult mai prefect față de cum era anterior. Adică dacă până nu de mult stătea agățat de fustele juristelor de la prefectură și nu făceau o mișcare până când nu îi spuneau da, aveți voie, sau mă rog, întreba la București dacă are voie să facă, să răspundă la telefon, să vorbească înainte de ora 8 sau lucruri de genul ăsta. După toată povestea asta se înghesuie bine sub cascheta generalului Burlui, că e mai spectaculos și mai cu sirene, cu girofare, dă mai bine. Când dată se face până la 1 februarie, trebuie finalizată evaluarea prefecților și probabil că cu uniforma și cu activitatea pe care o are generalul Burlui, dacă se lipește pe palierul ăsta, e mai spectaculos și dă mai bine la București. Dar revenind, că îmi spunea că spunea el acolo că i-am dat 5 telefoane într-o zi. Lucrurile au fost extrem de simple. N-ar fi fost, deci prima informație a fost că și Hilar a avut mașina prefectului sau prefectul a fost implicat într-un incident, nu accident, într-un incident de circulație pe undeva pe raza Comunei Stroiești. Nu era primul prefect care ar fi avut un eveniment rutier. Cred că până acum mașinile sau prefecții din ultimele mandate, cam la toți li s-a întâmplat că le-a derapat mașina pe gheață, că eu știu, a fost un incident în trafic. Oricum, nu era nimic neobișnuit. Dar e o informație pe care o verifici întotdeauna. Ori el nu face deosebire între faptul că îl sună un jurnalist să-l întrebe, domnule, este adevărat ce informație am primit eu, și faptul că atunci când l-ai sunat e ca și cum tu ai fi publicat deja informația. Deci eu am sunat să-l întreb. Nu, ok, a zis că nu, nicio problemă. Iar pe la prânz le-am sunat din nou, pentru că tocmai apăruse toată povestea aia cu femeia care a fost filmată goală într-o zi când erau minus 15 grade afară, în miezul zilei, prin zona centrală a Sucevei. Da, și, atenție, o zonă destul de mare acoperit-o. Da, zona... De la Bucovina până la Belvedere. Da, policlinică, poliție, primărie, poliție municipală, cam pe acolo au trecut, pe toată zona asta. Și l-am sunat în ideea dacă a identificat cineva femeia, pentru că cea mai mare probabilitate era să fie cineva cu probleme psihice serioase, care își risca viața, putea să dea o mașină peste ea, să facă o prostie, să se întâmple ceva. Și răspunsul a fost, păi, dar eu nu mă ocup de femei goale. Domnule, trebuie să te ocup de femei goale. Dar
în principiu, pe fișa postului, prefectul este cea mai informată persoană din județ. Dacă o pasăre de la Iași sau de la Neamț a zburat în spațiul aerian al județului Suceava, prefectul ar trebui să știe, să fie informat, pentru că pasărea ar putea să aducă gripa aviară, de exemplu, știi? Deci totul se monitorizează, are toate instituțiile și toate pârghiile ca să fie cea mai informată persoană. Și cu femeia respectivă era foarte simplu. Pe înregistrare contacta spitalul sau direct secțiile de psihiatrie și medicii puteau să are vadă. Altă putere, iar faptul că, domnule, nu mă ocup eu de femei, dar nu era ideea de a te ocupa de femei goale. Ideea era că viața unui om, sau de ce nu, după cum spuneai, poate și a altora, putea fi pusă în pericol, pentru că discutăm de un puseu al unei persoane probabil cu probleme psihice. Nu probabil, sigur cu probleme psihice. Așa și este, o doamnă cu probleme serioase. Ei, uite, acum s-a văzut încă o dată, povestind tot acest lucru, s-a văzut încă o dată o realitate pe care eu am spus-o aici la emisiune. În momentul respectiv, când am văzut reacția pe care a avut-o încă prefectul în funcție, Constantin Harasim, am spus, domne, nu de puține ori autoritățile află de la noi, de la presă, anumite lucruri. Domne, informația asta ajunsă la prefect, domne, dă-mi voie un pic să văd despre ce este vorba. Alo, poliția aia, bă, ce faceți? Ce se întâmplă? Merge un om în fundul gol de acolo până acolo, exact, pune, poate pe... După jumătate de oră, după ce rezolvi problema, sunt, da mă, mulțumesc frumos, uite, am rezolvat, uite, asta e povestea. Nu-ți vinde un material, practic, un articol. Asta era. Deci, ulterior a priceput ce vreau și a zis, da, uite, că cumva că îmi face o favoare, poate aflu și că era cunoștința mea, respectiva persoană care a avut probleme și umbla pe străzi, că sună la poliția locală și să se ocupe poliția locală de asta. Dar prima reacție a reprezentantului guvernului în teritoriu, asta a fost, ce mă ocup eu de femei goale? Dom'le, trebuie să știi. Trebuie să știi că un om din raza ta de acțiune, acolo unde ești tu un mic stăpân de sclavi, e în pericol. Își poate face rău singur. Dar poate să facă rău la alții. Asta e... În primul rând, propria persoană, dezbrăcată la minus 7 sau 10 grade cât era afară, e o persoană... Oricum, aici să știi, Dana, că eu am... deci și atunci prefectul nu a fost clar, n-a fost cea care ar trebui să fie, dar e cumplit. Gândește, avem sistem Big Brother în Suceava, n-a fost văzută. Cetățeni de pe stradă, nimeni n-a sunat la 112. Nu, toți au filmat. Nimeni n-a sunat. Că ăla de pe stradă n-are simț civic și a stat să o filmeze pe femeie în loc să-i pună o haină. Bine, și asta e drept, nu știi cum reacționează. Primul impuls ar fi să sun la 112. Da, Dana, dar știi ce am aflat? Am aflat o chestie cumplită. Eu nu recunosc, de câteva ori am sunat la 112, am sesizat anumite chestiuni și... Ai aflat ulterior că trebuie să fie amendat. Nu, chiar pe bune, și nici nu mi-am pus problema de așa ceva, pentru că eu consider că, da, spre exemplu, ce am făcut, da? Era o situație în care am văzut pe cineva cum a căzut, s-a lovit la cap. Am oprit mașina, m-am dus la ăsta, sunat la 112. Între timp, cetățeanul s-a ridicat, s-a șters și a plecat. Am rămas eu și stăteam acolo cuc, în mijlocul străzii și am așteptat să vină salvarea, da? Da, domne, dar ce faceți? Făcut ceea ce trebuia. Da, dar sunt unii oameni care, bă, stai așa, ăsta s-a ridicat, a plecat, domne, știți, 112, dar nu mai veniți, că ăsta a fugit din zonă. Crede-mă, n-am putut să-l țin pe omul ăla, că, domne, stai un pic, că uite, am chemat acum, vine salvare, stai, domne, nu îmi trebuie mie salvare, mă lași în pace. Da, da? Poate să fie beat, da, eu am așteptat. Poate să fie beat și să-i fie rău și să moară, da? Poate să fie un infarct, poate să fie orice. Dar poate să fie orice, eu deci, nu consider că am procedat corect, exact, capătă, de-aia n-am riscat amenda. Așa e normal să procedez. Ori aici, că
când îți spune prefectul că nu-i treaba mea să mă ocup de femei goale, de-ai fi zis că mă așteptam să-și ia rapid haina pe el și să ducă să umble prin oraș să caute, da, femeia. Și am zis că îi trimit înregistrarea, deci următorul telefon ăsta a fost că îi trimit înregistrarea brută, că noi am dat o blurată în, da, în ziar, să contacteze eventual prin poliție, prin cine vrea el, să contacteze medicii psihiatri care puteau să o recunoască, să aibă adresa, contactele familiei și să anunțe imediat familia. Noi am aflat ulterior că într-adevăr era vorba de o persoană cu probleme psihice serioase care are astfel de depuseie. E o persoană foarte bine îngrijită, a fugit, efectiv a fugit din casă. Putea prefectul mult mai repede decât mine să afle toate astea, putea să afle prin consilierii lui, prin biroul lui de presă, da, prin orice vrei tu, putea de la presă, de la noi, că și noi pentru instituțiile statului și noi suntem o sursă, așa cum și ei sunt surse pentru noi, nu? E o relație de cooperare, lucrăm până la urmă în interesul cetățeanului. Era firesc să fie informat și să și reacționeze, să reacționeze ca un prefect, nu ca unul de pe stradă, care eventual, acum nu m-aș mira să-mi spună că dacă i-am trimis filmul, am distribuit materiale pornografice. La el mă aștept la orice. Cum se cheamă asta? Distribuție de materiale pornografice pe internet. Nu chiar, da, din păcate avem un titlu în presa locală de astăzi pe tema asta. Cu o femeie goală. Iar cu cealaltă poveste, care este cea mai mizerabilă dintre toate, că i-aș fi solicitat un avion pentru o cunoștință de-a mea, nici nu mai merită discutat. Adică ca și cum nu știu câtă lume poate să creadă că m-aș fi dus eu la el să-i spun, să-i solicite. Să fii surprins, să știi că unul o să zică: a, fii atent, domne, cum aproape, știi, la felul în care era prezentat, domne, că e trafic de influență. Eu vroiam să vin vinerea trecută cu un tricou pe care, dacă traficul de influență înseamnă că pot salva vieți, vreau și eu să fac trafic de influență. Îl faci, okay, zilnic. Odată, doi, la naiba, traficul de influență intră, are și, trebuie să aibă o anumită conotație, adică ar trebui, câștig, alte chestii. Dom'le, nu discutăm de așa ceva. Era o speță din respect pentru... Deci, acolo lucrurile... Nu vreau să insist foarte mult. Dar era o situație și felul în care ai... Cum a fost relevat și în articol, și în dreptul de la replica lui Constantin Harasim, încă prefect, era chestiunea... Dom'le, că a intrat la el în birou... Da. Ai solicitat să sune la Raed Arafat pentru a pune să la... avionul, da. Să vină avionul la Suceava, pentru că eu m-am gândit, orică e prieten cu doctorul Arafat și spune: halo, sunt Titi de la Suceava, uite, a venit o ziaristă care îmi cere autoritar să trimit un avion pentru o cunoștință de ei care trebuie să ajungă în Germania. Orică m-am gândit că îl sună pe doctorul Arafat și îi spune: acum, în momentul ăsta, trimiți un avion la Suceava. Da. Adică cu totul și cu totul aberant. Povestea era că o persoană publică despre care am aflat cu totul și cu totul întâmplător că este internată în stare gravă la spital în Suceava, e vorba de fostul consul al României la München până anul trecut, avea recomandarea medicală era să ajungă foarte repede și nu pe roți, era contraindicație în ceea ce privește orice zdruncinătură din cauza tratamentul pe care l-avea și exact, să ajungă la clinica în care făcea tratament specific pentru boala pe care o are pe banii statului german, deci nu pe banii statului român, deși este cetățean român, și legislația îi permite, există legea sănătății, legea de funcționare a SMURD, mai există vreo două ordine de ministru și era o conjunctură cu totul și cu totul nefericit atunci. Managerul spitalului era în concediu, generalul Burlui era în concediu, cei care
persoana respectivă de care îți spun a spus că nu vrea să facă niciun fel de valuri, deci era colegă de partid și cunoștință bună cu directorul adjunct al spitalului. Directorul adjunct al spitalului n-a știut că este colega lui internată în spital, deci a spus că nu vrea să se interpreteze nici într-un fel, că îi se face vreun favor sau ceva. Deci, dar nu discutăm de un favor aici. Nu. Din prea multă discreție și bun simț s-a ajuns în situația asta, ca ea să refuze să, pentru că s-a gândit că îi pune pe ăștia într-o situație dificilă, să refuze să facă cererea aia, la care spitalul ar fi fost obligat să-i dea curs fără niciun fel de probleme. Da, pentru că e o decizie medicală până la urmă. Exact. Trebuia. Dar medicul îți poate recomanda, domnule, poți sau nu să depui cererea așa asta. Așa cum vine avionul sau elicopterul pentru orice persoană, nici măcar nu trebuie să ai calitate de asigurat medical. Dacă discutăm de urgență. Era corect. O urgență, era un pacient critic. Există și varianta de transport aerian umanitar. Deci în lege erau cel puțin trei variante pe baza cărora i-ar fi putut să ajungă la clinica unde să facă tratamentul de care avea urgent nevoie. Spuneam, n-a făcut cererea aia și atunci am încercat cu toate hârtiile extrasele de legi, atâta i-am spus, că îl rog să dea un telefon să se convingă de legalitatea și oportunitatea acestui demers. Dar iarăși ai mers în respectivul birou pentru că până la urmă deci n-a fost nimic spun, secret. Da, nu, altceva vreau să spun. Până la urmă instituția prefectului este una dintre cele mai, sau cel puțin așa am perceput-o noi până să fie ocupată de domnul Harasim, instituția prefectului este o instituție foarte importantă și care foarte reușește să aibă comunicări directe, și adică relații de comunicare foarte în regulă cu alte instituții, adică până la nivel de președinție poți să ajungi mult mai ușor dintr-un birou de prefect pentru a comunica o situație din Suceava, până unde vreți dumneavoastră, că e normal așa să fie, nu? Îți dai seama că vorbeam despre o persoană care era... Dar spune-mi o chestiune, pentru că era trecut așa, domne, în respectivul drept la replică al domnului Harasim, drept la replică la ce? Că, practic, păi nu, el nu a avut un drept la replică, a fost altceva. M-a atacat pe mine. A spus că, domne, până la urmă s-a constatat că nu se justifica transportul respectiv. Decizia... Din punct de vedere medical, era perfect justificată. Starea era foarte gravă, foarte gravă. Nu, concluzia, cum s-a finalizat? Simplu s-a finalizat. S-a externat din spital pe propria răspundere, a mers cu trenul la vagonul de dormit întinsă până la București, de la București a luat un taxi de la gară până la aeroport și a plecat cu cursă de linie la München, de unde a fost preluată, internată imediat în clinică și a început tratamentul. Deci asta nu s-a putut altfel. Nici măcar o ambulanță, nici măcar un elicopter smurt de la Suceava până la aeroportul din București și de acolo să plece cu o cursă de linie la München. Nu. Aici nu discutăm de... ci că și-a consultat soția că este medic și a zis că nu se justifică. Nu știu dacă e, nici măcar nu cred că s-a consultat cu cineva, poate eventual cu vreun... Fii atent ce scriu unii telespectatori, viața unui om merită orice efort ca să fie salvată și traficul de influență presupune un folos necuvenit. Clar, da? Că presupune un folos, dar n-a fost cazul și cum a spus că pentru o cunoștință de-a mea, deci era o persoană publică despre care eu am aflat întâmplător că este da, în stare dar pun, foarte eu gravă pun întrebarea în următoare. Dar n-a înțeles, problema mea nu este că el a dat sau n-a dat, că a refuzat să sune, să vadă, să se convingă, deci avionul ceream la Suceava prin 112, nu era nicio problemă. Atât am vrut. O confirmare suplimentară de oportunitate și legalitate. Tocmai ca să nu existe niciun fel de speculații că a beneficiat de transport medical cu avionul pentru că ar fi fost consul la München, că a fost consilier PSD sau mai știu eu ce. Nu, pentru că era pacient critic. Și asta l-am rugat să facă, pentru a evita orice speculație.
Nu. Deci, problema mea nu este că el n-a dat telefon. Eu am și uitat, de azi, îți dai seama, asta a fost în august, anul trecut. Am și uitat toată povestea asta. Dar atât a înțeles, asta e problema, că cel care coordonează serviciile descentralizate ale statului la Suceava, că reprezentantul guvernului în teritoriu la Suceava atât a înțeles dintr-o problemă. Asta e capacitatea lui de analiză și sinteză. Nu că a dat, că n-a dat telefon. Asta am văzut și Sandrine a avut câteva aprecieri la felul în care a reușit să conducă până acum județul de dreptul. Acum cum să spun? De unde derivă, imediat Cătălin dă drumul și la publicitate, de unde derivă starea asta? Pentru că l-am văzut pe prefectul Constantin Arasim suspicios, temător. Exact, păi dacă nu știi despre ce e vorba, ușor, suspicios. Stai domne, tu vrei rău. Toată lumea vrea rău. Am întrebat pe cineva, domne, din ce derivă un asemenea comportament? Și mi-a zis omul, nespunându-i, domne, discut de prefect, domne, uite, e suspicios, tot timpul are chestii de asta. Care ar fi? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Ce bă, asta înseamnă că e slab pregătit. Evident. Deci, mi-a zis omul, domne, un cetățean care e slab pregătit, tot timpul o să se uite. Băi, ăsta îmi vrea rău. Totuși, de ce mi-a pus el întrebarea asta? Un om care e pregătit la locul lui și e sigur pe dânsul, domne, nu știu, mă informez. Exact, domne, am venit cu solicitarea asta. Uite, și îmi pun întrebarea, oare de câte ori mai Dănuța n-ai făcut tu trafic de influență când ai sunat pe câte știuni și domnul doctor, domnul nu știu ce, vedeți că am văzut mai un copil lovit, un om, e nu știu cum. Oare de câte ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta? Cu asemenea personaje în funcții atât de importante, stai și te întreb de două ori. Dacă, uite cum a fost prin toamnă, am avut o campanie pentru un om al străzii care avea nevoie de o proteză. Era vai de sufletul lui. Vai mama lui, și proteza aia costa 1000 de euro, că am făcut trafic de influență la doi prieteni de-ai mei care mi-au trimis bani, doi prieteni de-ai mei, 1000 de euro pentru acest om, un om al străzii, nici nu mai țin cum îl cheamă, din undeva pe o stradă în Burdujeni își făcea el veacul acolo, care a fost operat, a primit o proteză de șold de cea mai bună calitate, corespunzătoare vârstei lui, ca să poată lucra. Pentru că el își câștiga traiul de banii pentru viața de zi cu zi, nu știu, 1 milion pe lună sau nu știu cât câștiga el, ajutând pe la diverse tonete de prin Burdujeni. Și asta a spus că ar vrea să fie operat, să primească această proteză, ca să poată munci în continuare, să nu cerșească. Și clar că am vorbit cu medicul, am vorbit cu cei de la asistență socială, nu să-i facă vreo favoare, să-i dea drepturile la care ar fi avut nevoie ca orice cetățean al României. Al unei țări care se pretinde civilizat. Da, dar cu așa un personaj. Păi, și te mai mir că nu ai reacție din partea cetățenilor, că spuneam așa vis-a-vis de femeia care a umblat goală prin Suceava. Asta e deci, exemplu. Pe mine, dar dacă tu ai așa un exemplu la nivel de conducere a județului, e normal ca cetățenii să nu sune la 112. Acum, o chestie care, cum să spun, a fost văzută măcar de câteva mii de persoane, ca să nu mai spun și de camerele alea Big Brother la primărie, pe bune. Acum, ce spunea cineva că nu merg, sunt convins că nu merg. Se duce și face poze și se fotografiază când se aruncă poduri de gheață în aer și când au lucrat aia la Câmpul Lung să remedieze avaria de la gaz metan. Dar ai văzut? Adică ai văzut. Monitorizat foarte la fiecare comunicat, monitorizat special de prefectul Constantin Harasim. Foarte bine, asta trebuie să facă, dar își face și poze, își face și mediatizare, dar să priceapă despre ce e vorba. Asta e esența. Și până la urmă problema nu e a lui, ci a celor care l-au pus în funcție și care îl mențin. El săracul e nevinovat. Eu nu țin minte ca ALDE să fi fost vreodată pe listele electorale. Nici n-are importanță. Putea să fie de la orice partid, putea să vină de la NASA.
dacă cineva trebuie să-și-l asume. Că este cel mai potrivit om pentru a fi prefect în județul Suceava, corect, dacă Suceava atâta merită, mulțumim frumos guvernul Ponta, el ne l-a făcut cadou, mulțumim frumos guvernul Cioloș că ne-l ține, Da, trebuie să luăm câteva minute. Să terminăm cu subiectul ăsta, da, și să ajungem la ziare. Da. Luăm câteva minute publicitate, revenim. Da, suntem din nou în direct pentru partea a doua emisiunii. Luăm în răspăr titlurile din presa locală de astăzi. Ce? Cu ce să încep? Măi, eu aș începe cu povestea asta, știi, care o aveți voi în monitorul de Suceava de astăzi. Nunta de diamant pentru o familie din Adâncata care sărbătorește astăzi 75 de ani de căsătorie. Băi, e ceva, cum să spun... În vremuri în care durează căsătoria o lună de zile, două luni de zile, știi, era o poveste de aia de poptamaș. Asta e din vremurile în care lucrurile care se strică, se repară, nu se aruncă. Ai un drept la replică? Nu! Da, mă, uite! Deci, gândește, în 1941 s-au căsătorit, era... Da. Deci asta înseamnă că el avea măcar 16 ani la, nu? Zic așa. Zic 18, 19. Da. La vremea aia, cred că după ce veneau din armată se căsătoreau, nu înainte. Stai, măi, ce armată? În 41 abia începea armata, începea... Nu mai, dar băieții pe vremuri se căsătoreau după ce veneau d'acord din armată. Da. Bun, poate ar fost o excepție, nu zi, sau zici aici. Ba, fii atent! Natalia avea 19 ani, iar Enea 21. Da? Nu se căsătoreau așa la... 21 de ani. Măi, omule, da, adică oamenii ăștia au văzut și au trăit... ei trebuie întrebat, mă, cum a fost? Bă, nasol, dacă e să discutăm de perioadele alea cumplite, că au prins războiul, da, despre ce vorbim? Cred că-s mai tefer ca noi. Da, stai că se poate declar. Deci, cei doi bunicuți, Natalia și Enea Iftode din Adâncata, sărbătoresc astăzi 75 de ani de căsnicie, căsătorie. Căsnicie. O poveste până la urmă frumoasă, care ar trebui mult, știi cum, asta ar trebui cumva mult... apăsat pe ea, da, mediatizat, pentru că de aici putem afla multe lucruri. În primul și în primul rând, ce înseamnă valoarea familiei, da? A? Da, uite-te tu ce bine arată și Luciz. Da, asta din poză aici, cu Lucidul nu-mi dau seama, dar vezi din poză care are privirea limpede, nu pierdută. A, și aia e drept. Și spune aici, au fost pe front, Enea Iftode, am văzut soldați secerați de gloanțe, am văzut morți în jurul meu, dar am scăpat. Am fost și eu rănit, dar am avut zile. Deci și rănit, veteran de război, au avut împreună 7 copii. Oh, deci nu are de predat nicio filozofie de viață nimănui, pentru că pentru el firescul, înțelegerea, dragostea au fost suficiente pentru a ajunge ziua în care să sărbătorească nunta de diamant. Bunul nostru cel mai mare este că suntem amândoi. Suntem doi, dar am fost ca unul, pentru că am fost de acord unul cu altul în tot ce am făcut, ne-a spus moșenia. Și din ce văd eu aici în fotografie, unul dintre copii care apare în poză e Ionică Iftode, da? Ah, da. De afaceri. Ceea ce fie vorba între noi, domnul Iftode, Enea, chiar a zămislit. Au zămislit împreună copii care au făcut și performanță în afaceri, dacă discutăm aici de frații Iftode.
Da, doi oameni de afaceri cunoscuți. În perioada în care se făceau afaceri și în perioada în care mă bucuram și credeam că se ridică genul de afacerist de la noi din zonă, care poate crește sănătos și stabil. Din păcate, criza economică mi-a dărâmat parte din iluziile pe care mi le făceam. Dar genul de afaceri, de produs, adică știți cum? Exact chestia aia, pentru că dacă e să discutăm de Ionica Iftoi, discutăm de un produs românesc, Briefcore. Asta discutăm acum de producție în adevăratul sens al cuvântului, începând la muștar, conserve și ce se mai întâmplă. Adică genul de afacere care aduce plus valoare, care ar trebui să funcționeze. Iar Briefcore, fie atenție mare, un produs 100% românesc, da? Deci o băutură răcoritoare indigenă, că de aici știi, Briefcore e un acronim. Nu am întrebat de la ce vine. Briefcore e un acronim, băutură răcoritoare indigenă cu aromă de fructe, pe bune, bă, un pic doar au zăpă. Deci de la asta este. Ei, omul ăsta, Ionica Iftodi, copilul domnilor Iftodi, s-a luptat la un moment dat pentru a păstra marca, pentru că veniseră marile corporații și, domne, hai că luăm noi marca, o închidem, rămânem doar cu ce vrem. Pepsi, Cola, ce vrem noi, da? Ei, omul s-a luptat să păstreze produsul ăsta. El este unul dintre copii. La un moment dat a existat Nord Press-ul, o publicație. Da, eu am lucrat la Nord Press. Da, pe de asta zic. O publicație susținută financiar de oamenii ăștia și mi-aduc aminte felul în care înțelegeau să se facă presă. Adică lăsau pe oamenii care erau pe redacție să-și facă treaba. Ai înțeles, eu am lucrat, dar nu-l cunosc. Personal nu l-am văzut niciodată. Am lucrat la Nord Press. Deci nu, băi, scrieți așa. Nu-l știu, nu l-am văzut. Nu am auzit ca vreodată să se fie amestecat în vreo problemă de redacție. Da. Alte vremuri. Alte vremuri și uite, cred că până la urmă lucrurile sunt așezate de doamne pe anumite chestiuni. Așa am ajuns să vorbim în această dimineață de Ionica Iftodi, în condițiile în care părinții lui împlinesc 75 de ani de căsnicie. Ce mai? O poveste frumoasă. Care chiar merită citită și merită luată și ca exemplu de viață. Da. Da, și să vedem și lucrurile mai puțin. Mă, chiar, eu nu știu cum, eu tot încerc să evit, da, tot asta cu minora de 11 ani, șantajată sexual, nu? Sau... Nu. Măi, dar ce se întâmplă? Eu nu dau pe genul ăla, domne, astea având ziarul sau că, deși evident că există, da, o curiozitate există morbidă pentru genul ăsta o de subiecte. Da, faptul că le ascundem, asta nu înseamnă că nu există. Nu, să fie și mediatizate ca părinții să aibă mai multă grijă, să-și supravegheze mai bine copiii, să le supravegheze anturajul, ce citesc, pe ce site-uri intră, că e în interesul copilului în primul rând. Dar e atât de înfiorător ca o puștoaică de 11 ani. Ce puștoaică? Un copil? Un copil clasa 5-a, clasa 6-a. Exploatată sexual de alți copii. Da. Băieții ăștia. De 17, dar bănuiesc la momentul la care se întâmplă, da, 16. Da, amândoi, amii de 17 ani. Adolescenți. Deci, o minoră exploatată sexual la 11 ani, violată și apoi șantajată cu o fotografie în care apare dezbrăcată. Cei doi adolescenți care sunt acuzați de aceste lucruri au fost arestați preventiv pentru act sexual cu minor, pornografie infantilă, șantaj și viol. Habar nu au cât de grave sunt acuzațiile care li se aduc. Sigur. Deci nici măcar nu bănuiesc.
Cei doi sunt acuzați că în 2012 au întreținut relații sexuale cu o fetiță de 11 ani pe care au fotografiat-o goală, după care au șantajat-o că dacă nu le va satisface pohtele, ei vor face publice acele imagini. În primăvara anului 2015, copilul a mai refuzat să întrețină relații sexuale cu cei doi, iar aceștia din răzbunare au distribuit o poză cu ea pe rețelele de socializare. Deci, cum să vă spun, chestiunea e atât de clară, iar pedepsele sunt atât de grave și mai mult ca sigur că vor fi puse în aplicare, încât, practic, discutăm de trei vieți, în bună parte, nenorocite. Odată copila, pentru că odată cu acest tăvălug, normal că va fi privită, va fi cum să spun, aduceți-vă aminte traumele prin care a trecut și tânăra aia din Vaslui, care la un moment dat cetățenii din zonă aruncau vina pe ea, adică numai într-o societate aici, care nu... La fel va fi, fetița e principala victimă, dar la fel și băieții ăștia care vor merge la închisoare. Da, acuzațiile sunt cumplite, deci act sexual cu minor, pornografie infantilă, șantaj și viol. Adică vă dați seama ce capete de acuzare. Acum nici nu mai știu cum se face. Cumul face media aritmetică din anii... Cred că pedeapsa cea mai greu se execută pedeapsa. Asta era înainte de când de intra codul ăsta. Da. Dar oricum e nasol ce îi paște băieții ăștia. Trei vieți distruse și a familiilor. Uite, localnicul acuză tot pe fetiță. La 11 ani. Băia sănătoși la cap? Asta arată mentalitatea, din păcate, care mai există. Înfiorător. Doamne, apără și păzește. Ok. Uite, Max, asta aș vrea să spunem, că există o linie telefonică gratuită pentru persoanele peste 65 de ani. Deci o linie telefonică busca multe numere care trebuie formate acolo, ca multe văd cifre. Care... Nu văd. Monitorul... Pagina cât? 9. Pagina 9, da? Da. Ok. Este telefonul vârstnicului. Persoanele peste 65 de ani pot suna chiar și pentru a face conversație cu cineva. Deci la capătul celălalt al liniei sunt voluntari, iar cei care sunt singuri acasă, care simt nevoia să vorbească, cei care au de reclamat o problemă, un abuz la adresa unui bătrân, care au, nevoie urgentă de ajutor, pot să sune la acest număr de telefon gratuit și vor primi consiliere și informare cu ceea ce au ridicat cu problema lor sau doar pentru a fi... a face conversație. Există voluntari, suni, anunți că vrei să fii sunat o dată la două zile sau o dată la trei zile sau în fiecare zi și este cineva care te sună și vorbește pur și simplu cu tine. Unul din trei bătrâni suferă de singurătate în România. Poate e util să rețină că au această posibilitate. E chiar foarte important și mă gândesc că, uite, prin acest gest, că până la urmă în momentul de față îl consider un gest, atâta timp cât e făcut de voluntari, știi? Pentru că dacă statul s-ar fi implicat în acest lucru, aș fi zis, Doamne, uite, un lucru bun pe care îl face statul. Această linie telefonică gratuită, care are ca număr 0800 460 001, este o linie care funcționează de luni până vineri între orele 8 și 20, și cred eu că poate să aducă așa un acel ceva în plus în viața persoanelor vârstnice. Și de ce nu? Unele răspunsuri la întrebările pe care și le pun. E într-adevăr... În străinătate este ceva... E ceva uzual. La noi este prima linie telefonică gratuită care face pusă la dispoziția persoanelor peste 65 de ani. Au fost deja, am vorbit cu... Dar unde e inițiativa asta? E la... Principesa Margareta și proiectul este finanțat de compania Vodafone. Au fost deja 7 persoane din Suceava care au sunat. Deci nu suni ca să-ți dea cineva bani
sau ca să-ți dea pachete, intervine, fundația intervine în situații limită, dar de cele mai multe ori punându-te în contact cu un ONG sau instituțional, cu... adică bă, așezându-te pe calea pe care trebuie să mergi. Exact, nu, dar... Nu e de donații telefon. Nu. Am spus, este cine simte nevoia să vorbească cu cineva, poate să sune la acest număr de telefon, poate să solicite și pentru asistență medicală, dar să nu se aștepte să-i vină o ambulanță dacă a sunat la numărul ăsta de telefon, în niciun caz. Nu, ambulanța rămâne totuși la 112, nu? Da, eventual îi îndrumat spre ce să facă, dar consiliere, informare... E un număr de telefon util, cum este și cel pentru copii și am spus și pentru sesizate eventuale abuzuri asupra bătrânilor poate fi folosit acest număr de telefon. Uite, vreau să, că tot vorbim de numere de telefon, vreau să ating un subiect, știi cum, exact întrebarea pe care mi-ai pus-o tu și am înțeles că au mai fost asemenea situații vis-a-vis de 112. E o mică problemă. Deci eu l-am perceput și vă mărturisesc, stimați respectatori, că după cum vă spuneam, am apelat de câteva ori la acest număr de telefon. Am sesizat anumite situații și până la urmă v-am și explicat cam ce s-a petrecut în vreo două din ele, da? Adică am stat acolo până a venit ambulanța, deși trecuse treaba. Dar au mai fost unele situații de genul. Și aici, din păcate, respectivii cetățeni care au apelat la 112 s-au ales și cu amenzi. Ce se întâmplă? Spre exemplu, era cineva odată, a văzut, încerc să-mi aduc aminte cât mai fidel povestirea respectivă. Cum? Că se taie copaci? Nu. A văzut o bătaie și... într-un bar, într-o locație. A pus mâna pe telefon și a zis, doamne, s-au încăierat, bună dimineața, așa, pe vârf, cerlăr. S-au încăierat niște tipi într-un bar. Omul a pus mâna pe telefon, sau doamna, dacă nu mă șel, tocmai pentru a fi cât mai fidel. Doamne, se bat ăștia în crâșma respectivă. În mod firesc, te aștepți, ca la american, știi, să vină la un moment dat, girofarul, pac, da? Pentru că, fie vorba între noi, nu e deloc plăcut să fii într-un restaurant și la un moment dat să vezi cum zboară pe acolo capete, pun, picioare, tigăi și ce mai fi. Intri în conflict acolo, dai și tu. Depinde de fizic, da? Te-ai uitat la mine și ai zis că depinde de fizic. S-a părut așa că eu aș fi prima care aș intra într-o bătaie sau ce? Nu, da, stau așa și mă gândesc, ești cu copii după tine, ești cu așa. Da. Deci a pus mâna, omul a sunat femeia în cazul respectiv, doamne, cu tare. Da, te-ai așteptat să vină să reacționeze, da? Bă, după vreo 20 de minute nu s-a întâmplat nimic, adică picior de girofar sau așa, da? Sună din nou, domne, ăștia nu s-au bătut raia 20 de minute, dar conflictul cumva, exact ca în război, știi, se muta frontul, adică mai ieșeau afară, mai veneau câteva întăriri din partea aialaltă. Sună din nou. Deja cumva erau iritați că de ce sună de atâtea ori. Bun. După care găsește o breșă, probabil un moment de respiro între... triburi, cum se băteau aia acolo, pleacă femeia, o sună ăștia înapoi. După încă vreo 20 de minute. Doamne, dar am venit aici, nu-i nimeni, nu se mai bate nimeni. Prietene, am plecat eu de frică. Un sfert de oră și aia a primit amendă. Da, uite, știu că a venit și la noi cineva și a reclamat, a sesizat la un tânăr, a sesizat la 112 că se taie... copaci, niște copaci pe acolo, pe aproape de redacție, undeva prin zona unor blocuri. A sunat la... i-a întrebat pe ăia dacă au autorizație, aia i-a zis să-și vadă de treabă și asta o sunat la 112 să reclame că se taie niște copaci. Pentru că noi așa am auzit în reclamă. Dacă vezi că este agresată o persoană, dacă e o situație limită de mediu, da? Da. Iar atâta știu eu, copac egal mediu, da? Așa, și-a venit un băiețaș de ăsta cu epoleț la el să îl întrebe. Bun, da, a venit cineva, da? Da, a venit, eu ți-am spus, să stea acolo cu minte că vine să facă anchetă. A venit și îl întreabă,
de unde știi că taie ilegal? Ce? Păi eu nu știu. Eu i-am întrebat dacă autorizații și mi-a zis să-mi văd de treabă. Taie legal. Amendă. Și doamna, nu-i treaba mea să fac anchetă dacă taie legal sau nu. Eu am văzut că niște unii care nu erau de la primărie, care nu aveau nimic inscripționat, cu o mașină privată, când încărcau lemnele într-o Dacia Papuc, tăiau un copac de pe domeniul public. Treaba mea era să fac anchetă, să văd dacă se confirmă că au autorizație, că nu au autorizație, că le-a dat voie primarul, că aia e mașină de la domeniul public, deși nu scrie pe ea că e de la domeniul public. Până la urmă, luat amendă. Exact, da, exact, exact. Au... era matizul tixit cu lemne, da. Super tare. Da. Da, adică, cum și amenda a luat-o. Deci, a venit băiatul cu epoleți și a dat amenda. Păi data, vezi tu că în felul ăsta este descurajat, ceea ce, în mod firesc, un lucru ar trebui încurajat, și anume spiritul ăsta civic. Adică, domne, văd ceva care nu este în regulă. Bun, dar aici e și chestiunea de exprimare, că și eu am fost, cel puțin după ce am mai auzit câteva povești de asta, am fost foarte... că astea toate se înregistrează, da? Da, da. Da. Bună ziua, bună ziua. Aș dori să vă sesizez o situație în care cred că se produce o infracțiune de... Deci, am suspiciunea, da? Rezonabilă. Că se... cum că se produce o agresiune de mediu, o agresiune... dar cum vă... Domne, vă pește că nu cu burta în sus. Da, știi cum e, corect? Eu din cunoștințele mele, eu din cunoștințele mele înseamnă că sunt morți. Da, da? Dar s-ar putea să se prefacă. Păi da, domne, mână-mână cu aia se prefacă sunt morți. Dar eu vă spun foarte clar că am suspiciunea că s-a produs ceva. Adică, frate, treci la treabă. Nu. Nu. Nu vor? E, asta e altă poveste. Chiar e foarte interesant, pentru că am înțeles că nu sunt puține cazurile în care cetățenii au fost sancționați. Repet, cum a fost cazul meu, deci am văzut pe cineva, a căzut, am oprit mașina, m-am dus, pam, sună, 112, cetățeanul între timp s-a ridicat, a plecat. Atenție, mașina de salvare, să nu înțeleagă cineva de aici că a venit după nu știu câte zeci de minute. Nu! Mașina de salvare a venit în maxim 7-8 minute pe undeva pe aici, da? Cetățeanul între timp o zbughise, eu am rămas acolo, iar cei de pe salvare, împreună cu mine, am bântuit câteva străzi pe acolo să-l găsim, da? Da, ambulanța vine repede. Cred că e important și ce componentă anunți la 112, că e dispecerat unic, dar... cei de acolo anunță mai departe cine da, e, ar în momentul să care vină. Sună la 112, bun, aș face o demonstrație de asta, clar, da, imediat luăm și publicitate, de asta clar trebuie făcută un pic și cu să nu mă trezesc după aia cu cine știe ce amenzi. În momentul care operatoarele de acolo, vă spun sincer, mi se pare a fi foarte în regulă, pentru că în primul și în primul rând, bună ziua, ce urgență aveți? Ce urgență, care este natura urgenței dumneavoastră? Doamne, medicală. E, cumva aici ar trebui să fim... La medicală și... e cea mai sigur rezolvată prompt. La medical și pompieri, acolo n-ai de ce să ai emoții, că da. Se intervine rapid. Ei, aici ar trebui un pic, că sunt prea multe. Repet, doamne, dacă vezi că mediul este agresat, hai să vedem ce înseamnă mediul agresat. Oricum intervin, Max, oricum intervin. Uite, îți dau exemplu tot prin vară, când a venit o mașină de la pompieri să dea un pisoi jos dintr-un copac foarte înalt. Și stătea pisoiul de o săptămână acolo și nu mai știa să coboare. Și efectiv au urcat pompieri și au coborât pisica. Nu-i treaba pompierilor... Nu era Superman în zonă, știu. Da, nu-i treaba pompierilor neapărat să dea pisicile jos din copaci. Dacă o... Eu cred că ăsta e totuși până la urmă exemplu de civilizație. Când un animal îl salvezi dintr-o situație limită. Da, ai dreptate. Și în toată lumea civilizată, pompierii sunt cei care intervin. Am văzut, o situație în care în India, dacă nu mă înșel, Garda Națională, în fine, niște soldați de elor echipați mai ciudat,
s-au chinuit preț de câteva bune minute să scoată dintr-un râu învolburat un câine. Nu-ți spun ce... Dar nu-ți aminte că și la noi la inundații câte animale au fost salvatele, da. Au fost salvate de pompieri. Da, da. Nu știam noi să dăm drumul pe Facebook la chestiile astea. Știi că astea automat mișcă la corazon, dar încă n-avem pregăteala aia. Păi uite, sunt atâtea cazuri în care cad animale din gospodărie în puțuri, da. În puțuri se duc pompierii și le scot. Până la 112, până să apară 112, mergeau vecinii cu frânghii, Funicul, tot felul de improvizații de astea și reușeau aproape totdeauna și să salveze animalul. Acum asta nu mai există, nici solidaritate între vecini, nu, acum îi filmează vecinii, dacă o căzut vaca acolo și a telefon, îi filmează. Oricând până vin pompierii să scoată vaca, oricum se chinuie vaca în puțul respectiv sau în groapa respectivă. Cam asta e cu spiritul civic. A fost omorât de smartphone, da. Și de iPhone. Mai, acum ideea e următoarea, inclusiv asta, că mulți mai blamează. Să știi că atâta timp cât și vedem unele intervenții care sunt: domne, cum a putut, ce inimă a avut ăsta să filmeze acolo, în loc să pune și el mâna să ajute. Rolul unui cameraman de televiziune într-o asemenea situație este unul extraordinar de important, pentru că sunt detalii pe care cu ochiul liber atunci nu le poți sesiza, iar aici de cei a căror profesie asta este. Corect. Că un fotograf vede pe cineva că se neacă și care e dilema lui, film al negru sau color. La vremea când se lucra cu filme în aparat. Film, da. Deci aia e treaba lui, să filmeze, de-aia s-o dus acolo. Sunt o grămadă de alții care vin să salveze. Eu vorbesc de cetățeanul. Da, dar nu, asta vreau să punctez și acest lucru, pentru că să știi că există această dilemă. A fost o discuție la colectiv, da. A fost o discuție la colectiv, lasă dracului camera și vine și ajută la salvare. Și mulți dintre cameramani de acolo au făcut acest lucru, au lăsat camera deoparte, dar mă gândesc că și ceea ce spun, câteodată în acea învălmășeală imaginile luate pot ulterior să ne ofere mult mai multe informații și, de ce nu, mult mai multă șansă pe viitor, pentru că pot surprinde detalii care pe viitor... Care competența unuia care nu e asta meseria lui, nici să se apuce de salvat, nici să facă altceva decât știe el să facă. Dacă fiecare ar face lucrurile pentru care s-a pregătit, ar fi tare bine în țara asta. Da, trebuie să luăm câteva minute de publicitate, după care revenim cu partea finală a emisiunii. Casa. Da, suntem din nou în direct pentru partea finală a emisiunii. O serie de articole, un ciclu realizat de Sandrine Oneagu și lectorul universitar Radu Florian Bruja vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat acum 75 de ani în județul nostru. Adică avem două povești. Una foarte frumoasă, deci acum 75 de ani se căsătoreau Natalia și Enea Iftode din Adâncata, da? Da, da. Dar tot acum 75 de ani se petreceau niște lucruri care ar trebui să nu le uităm niciodată, să nu denaturăm ce s-a petrecut atunci. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, există tendința asta de a uita, ce a fost, a fost. Păi eu vă spun așa, cam cum v-ar suna acum să auziți că la rebeliunea de la Suceava, care a cuprins și școlile, unde elevii au apărut cu pistoale în sălile de curs. Cum vă sună asta? Adică, eu cred că nu sună deloc bine. Eu cred că, trebuie să avem grijă să învățăm ceva, să nu se repete lucrurile astea. Că nebuniile care s-au petrecut, adică jandarmii care au fost dezarmați de trupele de legionari și susținătorii acestora, de cei de la Vânătorii de Munte care nu puteau intra nu știu unde, de faptul că primii morți în județ la noi au apărut la Vatra Dornei. Da, tu ai citit deja reportajul, documentarul. În primul și în primul rând...
Unul dintre... Ieri am citit, l-am rugat pe Sandrinio să mi-l dea ca să citesc ieri și partea de astăzi, partea a doua și mai este încă o parte. N-a vrut. Păi nu. Numai în ziar pot să-l citesc. Te-a obligat să cumperi ziarul, nu? După ce am citit ieri prima parte, am zis că hai, dă să le citesc și pe celelalte două. Da, pentru că te prinde. Nu mai am răbdare. Mâine, ce mai citești? Citești mâine în ziar. N-a vrut să-mi dea să citesc ce, deci o să, astăzi după emisiune, o să citesc cum rebelii înarmați cu automate sau pistoale, dar și cu furci și topoare, au terorizat orașul Câmpul Lung la rebeliunea legionară din 1941. Deci, repet, concluzia. Oameni buni, trebuie să știm exact, tocmai pentru a nu se întâmpla din nou aceste lucruri. Pentru că, din nefericire, o cutumă a istoriei spune așa că lucrurile se cam repetă. Totdeauna istoria se repetă. Și dramatic când nu învățăm. Da, măi, după atâta timp, după atâtea chestii, cred că ar fi cazul să mai și... Dar ne îndreptăm implacabil către aceeași repetitivitate, către aceleași situații, lucru care, bineînțeles... Se pare doar nou, doar nu are cum să fie bine pentru noi. Vă invit așadar și astăzi, dar mai ales mâine când e ultimul episod, da? Sunt trei episoade pe care încearcă să le evoce cei doi în semnătura lui Sandrino Neagu, dar și lectorul universitar Radu Florian Bruja. Un om care și-a dedicat parte din studiu exact acestui fenomen, tocmai pentru a... face puțină lumină în istorie. O dată și doi, pentru a înțelege până la urmă și mecanismele care au stat la baza acestor mutații și acestor mișcări care s-au... Pentru a ne asuma istoria, pentru că nu... Fără discuție. Nu poți să o dai tot timpul sub preș, nu poți să te prefaci tot timpul că astea n-au existat. Da. Poate a venit vremea să vorbim mult mai mult și mult mai deschis despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Repet. Și să ne asumăm. O dată în plus și pentru a înțelege ce s-a întâmplat, astfel încât măcar să nu se mai repete. Da? Bun. Îmi spunea la un moment dat cineva, doamne, toate băieți mână-mână cu, adică, ziceam, ești nebun. Acuzații grave. 4 polițiști din Suceava anchetați într-un dosar de contrabandă. Doamne, românească vorbă, nu pune lupul paznic la oi, uite că își găsește încă o dată acoperire în realitate. Păi uite, polițiști, inclusiv șeful de post de la Comuna Moldovița, au fost ridicați pentru audieri la începutul săptămânii și duși la București, pe numele a 3 dintre ei fiind demise ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Dar ce contrabandă, cu ce? Oare cu ce, în afară de țigări, puteau să fac contrabandă în Suceava? Doar nu cu altceva, doamne iartă-mă. Din Ucraina. Na, mare lucru. Mare lucru. Țigări din Ucraina. Da, mă, da. La Suceava... Taman ei. Dar cine? Dacă nu ei, cine? Cine știe cel mai bine care-s traseile? Cum? Unde le vin? Unde-i piață? Unde în altă parte? Cine da. Voie să facă? Preotul? Deci ancheta vizează o rețea care aduce țigări din Ucraina și le comercializa pe piața din capitală. Bun. Bun, vindeau mai bine acolo decât aici. Știi? Adică există diferența. Păi, dar obligatoriu, cu cât e distanța mai mare, crește prețul, nu? Aici, nu unde știu, le ai eu la îndemână și ai piață mai bogată, iei la un preț mai mic. La București deja... Măi, eu îți spun sincer, eu tare cred că ăștia de fapt sunt așa niște, cum se cheamă peștișorul ăia, guvizi, da? Aruncați în gura, așa, din să închidă, să închidă, da, din când în când, să închidă gura lumii, uite mă, am găsit sursa de... Ca să protejezi rețeaua cea mare, nu? Exact. Eu tare cred în continuare că rețeaua cea mare, da? Are alte valențe, are alte chestiuni care, care se așează acolo de așa manieră încât în București am înțeles cel puțin că dacă te duci și
pari și reușești să-i convingi că ești cumpărător de foarte, bună credință. De bună credință și foarte, foarte bine pregătit, este întrebarea următoare. Deci, nu, domne, vreau și eu un pachet, două țigări. Câte tiruri vrei? Două, trei, patru, adică... deja discutăm de un alt nivel. Ia, bine, deci după ce dovedeai, adică o chestie de aia, tip sub acoperire, cu așa... domne, câte tiruri vrei? Spune repede ca să știm în cât timp putem să-ți furnizăm marfa. Ne încurcăm așa cu portbagaj de Dacia sau cu o sacoșă de rafie. Repet, ăștia-s guvizi. Guvizi, peștișorii aia mici care... Da, dar, în fine... Patru polițiști din Suceava au intrat în această anchetă. Ei au fost reținuți 24 de ore, apoi lăsați liberi, fără vreo interdicție. Nu știu, mi-aduc aminte că a mai fost o situație de genul ăsta în Suceava. Au dus-o pe o bătrânică acolo la București, da, la audier, nu mai țin minte în ce speță, și i-au dat drumul, da? I-au dat drumul în fața inspectoratului. A murit ieri. Cum? A murit ieri. Bătrânica respectivă? Da, din Rădăuți. Dumnezeu să o odihnească, da? Aduceți-vă aminte de penibilul situație, adică vii, îl iei cu... 70 ceva, da? De ani. Și pac! Și o acolo femeie la slăbuță și pirpirie, așa era, când o vedeai luată de mascați. Da, care era speța, că nu mai ținte? Aia cu ouăle, că o da șpagă... A, că da șpagă ouă la... Da? La cumplit. Un judecător sau la... Așa, deci... Șpagă, 15 ouă, toamne, apără și păzește, da, fie. S-a prăpădit beata femeie? Ieri. Dumnezeu să o odihnească. Deci, i-au lăsat liber fără vreo interdicție. În fața clădirii, fără un ban în buzunar. Hai, du-te acasă! Vinde pe jos, ce-ți badea cârțan să exersez mersul pe jos, având în vedere că am auzit că face piciorul frumos, da. Sau... De, și oager. Bă, deci sunt cumplite fazele astea. Adică îți dai seama, îl duce până la București. Ha, 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 ha. Gata, liber. Stai, mă, frate, dar mai luat în pijamale. Ce facem? Testează capacitatea de adaptare și de a se descurca. Cuvântul... Atât de românesc. Da. Bă, cred că asta numai în limba română. Mă descurc. Odios. A se descurca. Deci, Alexandru cel Mare avea cuvântul ăla, adică la el, la nodul gordian, da? A... cu sabia, da? L-a rezolvat. Un român l-ar fi descurcat. Ar fi plătit pe cineva ca să-l desfacă. Eventual. Da. Eu așa m-aș fi gândit. Pe cine plătim ca să-l desfacă? Măi, avem o situație la școala specială, unde un elev de 13 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fumat etnobotanice. Acum, o spunem pe aia dreaptă. Ar fi fost de preferat niște de-astea de contrabandă, dar cu etnobotanicile e o problemă. În primul și în primul rând, pentru că știu că etnobotanicile, cum erau în magazinele alea, web shop sau cum se chemau, care oricum numai bune nu erau, da? Dar barem te duceai la sursă. Mă, ce e de la ăsta? Ciuperci nebune să fumeze. A, ok. Deci să știu ce fel de antidot îi dau. În situația de față, nefiind droguri, că la droguri știu foarte clar că polițiștii stau bine, adică șansele de a vinde droguri unui polițist sunt undeva de 99,99%. Unui polițist sub acoperire, da? Dacă e etnobotanicile astea, din cine știe ce-or fi sau ce-or fi fumat copchilul, iarba... 13 ani are. Dar în unitățile de plasament, consumul de droguri este o problemă. Știu că am vorbit anul trecut cu câțiva copii. Doi dintre ei au fost în centrul ăla de, așa urât spus, școala de corecție care a fost la Ostra și ei mi-au spus că, într-adevăr, este o problemă consumul de droguri în... Dar de unde, Doamne iartă-mă, au bani? Mai ales în zona Fălticeni. Păi au bani, de unde au bani? Că mai merg, mai lucrează cu ziua, mai car o navetă pe la câte un restaurant sau...
cât crezi că le trebuie așa de mulți bani pentru mizeriile astea de etnobotanice? Da, da, de unde se etnobotanicele astea, de unde le mai interzise sunt? Adică... Probabil că există încă piață pentru ele și atunci apar. Clar, piața întotdeauna va fi pentru consumul de droguri odată intrat, e destul de greu să-l mai... Să mulțumim celor care au militat pentru legalizarea consumului și cu vânzării. Te referi aici și în primul rând la EBA, nu? Exact, la Elena Băsescu, cea care a susținut foarte vehement legalizarea etnobotanicilor. Dar ce poate fi rău? Ce poate fi rău? Probabil să și visa să creeze un lanț de... O generație distrusă cu etnobotanice. Da, dar din păcate, uite că văd că mai e o generație distrusă, sau dacă nu... Deci, 13 anișori, despre ce vorbim aici? Și despre ce discutăm, despre etnobotanice. Extrem de periculoase. Mai repet, poți să-i vândă la ăsta antigel uscat, da? Dar antigel uscat pe frunze. Doamne, ia că e etnobotanică de calitate. Adică... Dar sunt mai periculoase, orice formă de etnobotanice sunt mai periculoase decât orice fel de droguri. Din ce am mai citit, prin tot felul de articole referitoare la subiect, chiar și printre consumatorii de droguri, foarte, foarte mulți au, după ce a fost o perioadă așa de efuziune vis-a-vis de etnobotanice, pentru că erau mult mai ieftine și își făceau efectul cică repede, au renunțat tocmai pentru că efectele ulterioare erau înfiorătoare. Și dau și dependență extrem de repede. Dar există un centru destul de bine pus la punct pentru terapie, pentru dependenții de droguri, de alcool, în Suceava. Părinții, copilul ăsta, nu știu, cred că este de la, nu știu, are părinți sau e de la un centru de... Oricum, el se deplasa cumva spre casă, profesoara îl învoise, da, de la școală pentru a merge acasă. El a fost găsit în stare de inconștiență pe o bancă din centrul orașului Gura Humorului, astfel încât... Bine, personalul medical l-a găsit pe băiat cu stare de vomă, gura încleștată. Adică, deci în stare ce mai, o intoxicație gravă. E cumplit. Da. 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 E un pic mai mai delicată toată această ecuație, astfel încât nu putem să spunem mai mult decât grijă mare ce fac, unde fac, unde merg copiii dumneavoastră, și ca și la cazul precedent, dacă e să punem lucrurile cap la cap, verificați în primul și în primul rând anturajul copiilor dumneavoastră, pentru că este foarte important. O companie aeriană olandeză, Joint, sau ce? Dacă tot vorbim. Joint Airlines anunță că va opera zboruri pe aeroportul Suceava. Conducerea companiei olandeze anunță că va intra pe piața din România cu 4 curse operate de la Arad, dintre care 3 pe rute internaționale. În timp ce 3 aeronave au fost alocate rutelor interne, extinderea activității vizând și aeroporturile din Suceava și Salcea. Auzi, am citit și eu ieri ceva despre compania asta, am căutat cei cu ei, cel puțin 2 persoane din conducere au fost, m-am uitat pe presa din Austria și din Germania, au fost puse sub acuzare, sub diverse acțiuni din astea financiare. Unul dintre cei care conduc compania a fost investigat pentru o licitație trucată, parcă mi-amintesc eu, chiar managerul, iar cel de-al doilea, directorul economic, pentru falimentarea unei companii aeronautice din Slovenia sau Slovacia. Compania e destul de nouă,
Și caută parteneri. Din câte am înțeles eu, cei de la Suceava au fost destul de reticenți, tocmai pentru că au avut mai multe runde de discuții și la cum s-au prezentat, nu le-au oferit foarte multe garanții că ar fi parteneri serioși, ceea ce a confirmat ceea ce am descoperit și eu într-o investigație de asta minimă, de a citi ce a mai spus presa de prin alte părți despre unii și despre alții. Deci, deocamdată, hai să așteptăm să vedem dacă operează la Arad, în ce condiții operează la Arad și cât sunt de serioși. Că persoanele care o conduc nu oferă garanții foarte multe că ar fi în ordine. Poate de data asta va fi un succes. Da, dar vezi tu că așa ca și prim anunț, eu mă așteptam de acum să apară mai multe nume de companii care vor opera pe Salcea. Că e prima și e cu semnul întrebării, știi? Adică nu e tocmai pe așteptările pe care le aveam. Păi dacă ar fi fost serioasă și ar fi răspuns așteptărilor tale, am fi fost invitați la o conferință de presă pe aeroportul din Suceava și ni s-ar fi spus da, reprezentanții companiei data de mâine, uitați, da. Astea sunt avioanele, astea sunt pliante despre activitatea noastră, cine suntem noi și ce am mai făcut prin alte părți și de mâine sau de luna viitoare sau peste 5 luni noi vom începe să operăm la Suceava. Nu s-a întâmplat așa. Da, în schimb am înțeles că deja se vând bilete la certere pentru Turcia. Antalya. Uh-huh. Antalya, da? Da. Probabil pentru cei pasionați de atentate, care vor să vadă... Vai, cum a sunat asta! Dacă vrei să vezi un atentat în direct sau să mergi într-o țară în care de 2 săptămâni, odată la 2 zile sau la 3 zile un atentat, te înscrii, îți iei un bilet. Da. Mai te orientezi, vezi încotro merge lumea. Turcia. Da. Cât timp mai avem la dispoziție? Lumea în Turcia. Nu mai avem timp la dispoziție. Am epuizat timpul alocat emisiunii noastre. Bătăușii din restaurantul din centrul Suceavei au ajuns la arest. Alte titluri din presa locală de astăzi. Pentru că nimeni nu a depus plângere împotriva lor, ei sunt cercetați doar pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Ambasadorul SUA Hans Klemm la USV, după intrarea în NATO și Uniunea Europeană, România a stagnat. Asta este părerea domniei sale. A noastră nu, noi zicem că am florit. Nu, noi suntem rachetă, adică, nu? Afaceristul din Vama cu apucături de mafiot a cerut strămutarea dosarului la judecătoria Câmpul Lung Moldovenesc, un alt titlu din Obiectivul de astăzi, precum și Colegiul Național Ștefan cel Mare aniversează 155 de ani de excelență în educație. Catalogele profesorilor vor fi înlocuite tot acolo la Colegiul Ștefan cel Mare cu tablete. Deci ne... Ce spune ambasadorul? Ce spune ambasadorul? Că ce am stagnat de noi? Prietene, așa. Și boicotul agenților economici la licitație la Silvic spart prin depunerea a două oferte. Deci, treaba e... și încă una, asta e tare. Șpagă primită în toaleta Universității Ștefan cel Mare de subcomisarul Florin Popescu. E o anchetă care deja e relevată în presa locală de câteva zile. Spor l-a citit. Da. Asta e important. Noi ne revedem în curând aici la Bucovina TV. Mulțumesc, Dana, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit și în această dimineață. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Weekend.